Salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Astrora. Eu sunt Rotar Adrian și azi voi continua cu mica emisiune File din viața unui astrolog. Sper că și voi veți găsi aceste informații, unele umoristice, altele puțin mai dramatice, care vă ajută oarecum să vă cunoașteți și voi mai bine. Dacă nu ați consultat un astrolog până în momentul de față, un numerolog, o puteți face și veți descoperi tot felul de lucruri uimitoare, cum funcționează acest program din spatele lucrurilor și vă puteți înțelege mult mai bine evoluția, chiar destinul personal. Ieri chiar mi-a scris o bună prietenă din Anglia că vrea să urmărească în continuare emisiunile mele, pentru că practic par un fel de serial ce ea îl vede pe Netflix, doar că în momentul de față clar este pe YouTube. Așa că voi continua cu această mini-scriere pe care am început să o fac câteva luni în urmă. Îmi vine în minte tot felul de întâmplări banale și umoristice din vremea liceului. Prima dată când am ieșit la o întâlnire, de pildă, pe nevăzute, a fost un fiasco de zile mari. Un prieten a fixat întâlnirea cu două fete ce le-a întâlnit pe Mirc. Dacă vă mai aduceți aminte acele vremuri, sălile de internet și aglomerarea pe un singur calculator. M-a apărut sără și Counter-Strike, Doom, Quake și alte jocuri, doar că nu eram prea fascinat de partea asta a jocurilor video în acea perioadă. Intra mai mult în sălile alea de curiozitate. Iar când purtai o discuție cu o tipă dintr-o altă zonă, se adunau câte 10 lângă tine și își dădeau cu părere. Pozele erau atât de mici și pixelate încât nu știai până la urmă dacă vei ajunge să cunoști pe cineva real sau vei ieși la o întâlnire cu o tipă mișto. Era și o perioadă a țepelor pe internet, iar noi eram mai mult niște novici în partea asta internetului, mai ales că internetul a venit în România prin 1999-2000, din câte mi-aduc aminte. În fine, în cele din urmă, întâlnirea trebuia să aibă loc, eram prin clasa 12 și într-un weekend am sunat un amic și acesta mi-a spus că avem o întâlnire cu două tipe foarte mișto la gura de metrou Ștefan cel Mare. Zi și făcut, era momentul să mă pregătesc. Ne-am pregătit fiecare în parte, oricum eu eram pe partea asta cu sportul, mi-am făcut flotările, am mâncat, mi-am făcut un duș, m-am parfumat cu unul dintre parfumurile ce le avea tata pe acasă, am cerut ceva bănuți să am de un biliard, o terasă sau un film, nu știam exact unde voi ajunge în acea zi. Eram gata să văd dacă Venusul îmi zâmbea în acea perioadă. Părinții mei chiar mi ofereau un ajutor financiar destul de ok pentru vremea aia. De asta prețuiesc foarte mult casa asta a patra, în harta natală. Și uite că m-am întâlnit cu amicul meu și am plecat într-o mică călătorie, într-o mică aventură de zile mari. Mă exprim oarecum cu ceva nostalgie, pentru că și simt vibe-ul acelor vremuri, chiar dacă ziua aceea este încadrată, vă repet, la întâmplări umoristice. Pentru că veți observa că există niște discrepanțe de zile mari. Ajungi la stația de metrou Ștefan cel Mare, am hotărât să rămânem pe partea stângă, lângă un magazin. Întâlnirea trebuia să aibă loc în fața stadionului Dinamo. Rămași acolo puteam observa dacă fetele erau pe gustul nostru sau nu, dacă merita să ne ducem să ne prezentăm sau nu, având în vedere că era genul ăla de întâlnire ce cobora din online spre lumea reală și noi nu aveam foarte multă experiență în treaba asta. Țin minte că aveam un tricou original adus de prin Germania, bluzi curți, o pereche de Adidas la care țineam enorm, genul ăla de Adidas cu pânză albă, decoborai dealul cu spatele să nu le faci vârfuri. Atât de mult prețuiam în acele vremuri o pereche de Adidas. Nu aveam multe perechi care să arate atât de bine și să fie și original. Era o zi de început de vară, probabil prin luna mai, dar destul de fierbinte. Asfaltul era încins și eu destul de bronzat.
Weekendurile erau favoritele mele pe timpul verii. Aveam timp să mă bronzez și pe strandul Titan, dacă vă aduceți aminte, sau dacă ați copilărit în zona asta, în Balta Albă. Dar voi vorbi la un moment dat și despre acest strand și de aventurile pe care le-am avut pe el. În cele din urmă am zărit două tipe înalte, cu aspect fizic ieșit din comun, pentru niște tipe care practic terminau liceul. Erau mai mari, sigur, probabil undeva la 23-24 de ani, îmbrăcate cu gust și destul de aranjat. Prietenul ăsta al meu îmi spunea mușchi. Mușchi, am dat lovitura. Băi, frate, tu vezi ce bune sunt astea? În exprimarea noastră pe care o foloseam la vreme, era așa, el era puțin mai diavolaș ca persoană, avea accentul ăla de cartier și aspectul de asemenea, asculta hip-hop underground și plăcea să se distreze mai mult cu tipe, mult mai mult ca toată gașca la un loc. Tipul nu era urât, era blond, cu ochii albaștri, genul ăla de Brad Pitt de pe meleagurile noastre, doar că avea în sânge ceva diferit, era atras de toate tipele mai în vârstă și avea și un tupeu fantastic. Se putea da la oricine, la orice oră, fie în autobuz, în metrou, la școală sau chiar într-un magazin. Era un vânător născut, nu accepta ușor un refuz și de multe ori îi și ieșeau treburile. Era un fel de Casanova autohton. În fine, am hotărât să traversăm și să ne prezentăm. Am alergat bulevardul ăla ca doi iepuri printre mașini, în timp ce o mașină a tras în fața tipelor și au coborât doi tipi, băieți de bani gata, aveau și un Mercedes, chiar i-am privit, pantof Gucci și cămășuțe d-alea înflorate și clar s-au prezentat, le-au luat în brațe, le-au oferit flori și le-au poftit în mașină. E, noi ajunși pe trotuar am înțeles că nu era vorba de întâlnirea noastră, ele nu erau alesele, erau doar un fel de tease, o monstră prin care universul își exercita umorul asupra noastră, probabil. Am început să râdem și să glumim pe seama noastră, ci pregătiți eram noi să ne întâlnim cu două tipe care cu adevărat erau peste nivelul nostru la acel timp. Am așteptat cred că 15 minute, în jur de 15 minute, și au apărut trei fete și ne-au întrebat dacă am venit pentru întâlnirea de pe Mirc. Am spus, wow, stai așa, universul nu doar că ne-a luat două tipe bombă, și ci ne-a trimis chiar trei în schimb. Doar că fetele astea erau diferite. Erau gotice, erau îmbrăcate în negru, cu rujuri aprinse, negre, cu bluși desenați punk rock pe alocuri, una dintre ele era exact pe gustul meu, doar că nu eram eu îmbrăcat adecvat la acea întâlnire. Nu aveam nici o șapcă întoarsă, nu aveam nici păr lung, nu aveam nici o salopetă pe mine sau nici măcar skateboardul la mine. Prietenul ăsta al meu a început să strâmbe din nas. L-am înțeles din prima că nu le plăcea, era și ceva ciudat să vezi un tip care ascultă hip-hop, că se duce în partea asta de rock, punk rock. Doar că într-adevăr era și ceva ciudat la ele, pentru că una dintre ele avea o sacoșe de rafie, exact ca bunica când se duce la piață și care 3 kg de cartofi. Nu înțelegeam ce căuta la întâlnire cu sacoșa aia. Iar cea care îmi plăcea mie era apropiată de stilul meu. Chiar m-a întrebat dacă am venit pentru întâlnirea de pe Mirc, mi-a zâmbit. Totul părea ok în acel moment, numai că pe prietenul ăsta al meu a început să-l l-a izbit un zâmbet și o altfel de stare, pentru că ele păreau de pe alte meleaguri. Una dintre ele, într-adevăr, avea o dantură destul de galbenă,
pentru acele vremuri, probabil că rujul o luase în partea inferioară a buzelor și totul părea puțin nefiresc. Iar, într-adevăr, una dintre ele avea un coș pe vârful nasului care părea destul de vrăjitore, să nu spun altfel. Am avut un moment de tresărire, am spus stop, ce se întâmplă aici? Iar întregul peisaj s-a oprit pentru scurt timp, am avut timp să observ în detaliu totul. Cea de-a treia tipă avea o privire mai naivă, doar că ne studia în detaliu. Era ca și cum făceam cunoștință cu tipele din The Craft, dacă ați văzut filmul, sau cu vrăjitoarele din Eastwich. Erau drăguțe, doar că nu erau în cea mai bună zi. Poate că și Universul a trimis trei muze la acel moment să scriu eu în momentul de față despre ele, personaje care aveau o altfel de structură mitologică. Clar am crezut că visez, că Saturn îmi pune în față un script, o poveste, ceva ce, uite, azi o vă spun și vouă, în care, na, probabil avea vreo quadratură cu Venusul în tranzit, iar casa a cincea mea o luase puțin la fugă. Din complezență am intrat în discuții, am trecut câteva minute să facem prezentările, să încercăm să ne cunoaștem, ca mai apoi să le întreb dacă vor să ne îndreptăm spre o terasă sau ceva apropiat în care ele să se simtă bine. Amicul meu ăsta tăcea atât de adânc încât simțeam că ceva se programa în căpuțul ăla lui și avea să facă ceva spontan care ne va șoca pe toți. Le-am lăsat să ne conducă, am rămas în urmă, ele păreau mulțumite de ce au întâlnit, în timp ce noi ne uitam unul la altul și ne făceam semn. Adică ești ok, nu ești ok cu ceea ce vezi, el îmi arăta gardul de la stadion. Ne înțelegeam din priviri, ele în fața noastră discutau și se hlizdeau ca niște fete ce au întâlnit doi timp mișto. Probabil viitorul se derula într-o altă măsură, în timp ce noi aveam clar alte intenții. Gardul de la stadionul Dinamo era destul de înalt la acea vreme, dar avea și o parte îndoită spre vârf, pe unde probabil microbiști din acele vremuri se urcau și încercau să strecoare la meciuri. Uite că noi, copilărind împreună, ne-am dat seama că aia era șansa noastră de a deveni magicieni. Dacă le erau pline de magia gotică și noi puteam deveni mici magicieni, chiar persoane care devin invizibile. În timp ce ele erau în fața noastră, ne-am oprit puțin, ne-am uitat cum se îndepărtează, ne-am întors privirile spre gard și hop, l-am sărit destul de repede, alergând și dispărând din planul lor vizual, pentru că asta s-a întâmplat, așa a vrut destinul în acel moment. Cred că am stat prin interiorul clubului mai mult de 30 de minute, ne-am plimbat, am intrat pe la sala de haltere, pe la sala de box, râdeam și ne frizeam ca doi tâmpiți. Mi-am dat seama că nu doream să mă confrunt cu ele sau cu părerile lor în acel moment. Nu doream să dau explicații de ce am fugit, de ce nu am mers până la capăt. Clar, nu era totul pe gustul nostru și povestea se scria total diferit pentru fiecare dintre noi. Poate am fost și lași pe alocuri în acel moment. Nici nu știu unde astrologii să încadrez ziua asta. Parcă Mercur cu Marte își dăduseră mâna într-o zi cu lună plină. Hermes și Ares au fugit de trei ființe lunatice din alte dimensiuni. Variabile pot fi multiple când dai peste un asemenea eveniment. Clar, se poate implica și casa a treia, anturajul, drumurile scurte, sau Jupiter intrase prin casa a cincea. Chiar dacă el este denumit Marele Benefic, din ceea ce am învățat până în prezent este că el poate aprinde lumina într-o relație romantică, doar că acest aspect, dacă este prost programat, poate stinge și lumina acolo. Adică lumina romantică poate să se stingă imediat într-o zi ca asta. Și probabil a zis, băi, ia bucurați-vă voi în continuare de copilărie și vedeți-vă de drum.
Totuși, ziua asta a fost una încadrată la nivel umoristic, pentru că am râs, chiar am râs cu poftă, mai ales la ieșirea din stadion, pentru că ele erau tot acolo, adică ceva l-a oprit pe loc. Și totuși trecuseră 30 de minute, era ca și cum jucam vața ascunsele, dacă vă aduceți aminte jocul. Le priveam cum stăteau și discutau cu țigările aprinse, clar erau nervoase și le dispăruse și acel zâmbet de pe buze. Norocul nostru a fost că în acel moment venea și tramvaiul 34, exact ca o caleașcă așa pe traiectoria noastră, am alergat spre ea fără să fim văzuți și am urcat ca și cum eram alergați de o armată din întuneric, inima bătea destul de tare și râsul nu se oprea. Eram în siguranță, eram în drum spre casă, ușile tramvaiului s-au închis, doar că micul meu a mai avut ceva de spus, s-a deschis geamul, parcă îl mânca în fund și a început să strige la el. Fetelor, să vă duceți acasă, să vă priviți în oglindă și să vă întrebați cine are cel mai urât coș din țară. Probabil tipul avea și o amintire zdruncinată în legătură cu Albă ca Zăpada, nu știu treaba asta. Doar că în momentul ăla simțeam că mă sparg de râs, dar în același timp le simțeam și ura care s-a instalat în ele probabil în acel timp. Nu știam pe unde să mă ascund, m-a făcut mic pe un scaun departe de geamul care dădea spre ele. Nici nu vreau să-mi închipui prin ce au trecut fetele alea în acel moment sau cum a decurs discuția lor după dispariția noastră. Am râs într-adevăr ceva timp în ziua aia, ne-am hlizit, dar într-adevăr am rămas și ca doi proști singur cuc pentru câteva luni. Într-adevăr, nu totul era vorba despre sex. În vremurile alea priveam lumea deschis prin ochii creatorului, cercetătorului, copilului care dorea să experimenteze, să înțeleagă, să se joace, să fie un aventurier și mai puțin mă avântam în ceva prea serios. Partea și mai amuzantă vine când la un moment dat am avut parte de o vizită din partea unei foste colege de liceu a mamei. Știu că era sâmbătă, mama era pregătită pentru această întâlnire, salată de băf, cartofi prăjiți, friptură la tavă, tata a luat și el două sticle de vin, Pepsi Cola, un platou de fursecuri și unul de prăjituri de la cofetăria din cartier. Iubeam mini prăjiturile alea din acea vreme, pentru că și prețurile erau accesibile. Iar colega mamei venea împreună cu familia ei la noi. Eu trebuia să mă îmbrac cât mai ok, așa că m-am ales cu un tricou simplu, o pereche de bluși și un blazer de la Stefanel pe care mi-l luase tata cu ceva timp în urmă. Nu priveam ziua cu așa mare interes, era o zi de sfârșit de vară, iar temperatura brusc scăzuse, afară ploua și nu prea aveam chef așa personal de musafir. Citeam la acel moment o carte science fiction și interesul meu era în direcția aia. Normal, weekendul îl petreceam uitându-mă la filme pe DVD sau ascultând muzică sau chiar studiind pentru facultate. Știu că încercam să înțeleg mai bine matematica, fizica, pentru că în anul precedent eram puțin aerian la materiile astea. Eram mai mult captat de istorie, literatură, filozofie, biologie, geografie și mai puțin de fizică, matematică sau chimie. În trecut am avut ceva probleme cu profa de fizică și de chimie. Dar uite că trecusem și bacul cu brio, chiar luasem o notă măricică, una dintre cele mai mari note din clasă. Erau într-adevăr și materii prin liceu care nu intrau. Informațiile erau la grămadă și de multe ori încercam să triez ce mă ajută cu adevărat sau nu. Și probabil în mintea mea se forma și acel aspect că voi întâlni ceva asemănător și la facultate, doar că acolo am observat că m-am înșelat total. În cele din urmă am intrat la științe juridice și administrative, totul a fost în regulă o perioadă de timp la facultate, dar voi veni cu diferite povestiri și din timpul facultății la momentul oportun. Revenind la această zi,
Nu în cele din urmă, au sunăria de la ușă, iar ai mei îi poftesc pe invitați. Se făceau prezentările de rigoare, în timp ce eu eram cu cartea în mână, așezat pe canapeaua din sufragerie. Mă strigă mama: Adi, te rog eu frumos, vin o să faci cunoștință cu o colegă de-a mea din liceu și cu familia ei. Mă ridic, mă îndrept spre ușă și ce să vezi? O văd pe una dintre tipele care a fost la întâlnirea de la Ștefan cel Mare de la stadion. Era chiar fata fostei colege de liceu a mamei. Zic, ups, ce simțământ, ce efect a avut acel moment. Parcă mi-a picat tot cerul în cap. În cele din urmă mi-am făcut curaj, am făcut cunoștință cu părinții ei și cu fratele ei mai mic, iar când a venit momentul să mă prezint ei, a fost acel moment de tăcere, care timpul parcă s-a oprit în loc, am devenit conștient de tot ce se petrecea în jur, de muzică, de cum îmi bate inima, ce emoții am. E un moment care îl vei trăi cu o intensitate foarte mare, în care toate gândurile apar și ies la suprafață. Seamănă foarte mult cu acel moment terifiant în care nu știi cum să joci și ce să faci. Într-adevăr, eram îngrozit că îmi voi face părinții de râs, doar că în 3 luni, între evenimente, îmi crescuse părul și începuse și mustața să iasă la suprafață. Eram puțin schimbat, dar nu întru tot. Poate că mă întrebam, poate că nu a avut timp să mă observe pe mine perfect în ziua aia, poate că nici nu prezentam cu adevărat importanță pentru ea. Poate că puteam să spun că mă confundă, că nu sunt eu, că nu sunt eu acel personaj caragios ce a fugit de la fața locului, care nu a avut curajul să rămână să-și ia un adio sau ceva cu bun simț. Clar, universul mi oferea o lecție, una mai mare ca până acum. Ceva se petrecea, clar, era o lecție, o lecție destul de mare. Dar ea m-a recunoscut imediat. Mi-a spus: bun, Adrian, ce mai faci? Mă simțeam ca o banană care se decojește și este înghițită la acel moment. Nu vreți să știți cum se poate simți un puștan care este prins într-un joc ca de șah, în care el este pionul și este pierdut, este trimis de rege înainte și este cel care este înghițit. În cele din urmă ne-am așezat la masă, ai mei purtau discuții strict amicale, pe unde mai lucrezi, ce mai faci, cum îți merg treburile, cum ești cu sănătatea, multe întrebări și multe răspunsuri de complezență. Clar, acea discuție se derula în sensul ăsta în seara aia, iar fratele ei părea un mic hipiot, tipul acela chiar probabil nu se spăla la cap cu săptămânile, părea genul ăla de tip răzvrătit și puțin confuz. Nu am înțeles perfect ce reprezenta el la acel moment în episodul ăla, doar că eram foarte atent la ea. Ea mă studia, nu spunea nimic, nu încerca să-mi transmită niciun semnal, era pur și simplu captată de ceea ce se petrecea la acea masă. Deși nu eram eu cel care îi aruncase cuvintele jignitoare sau o apostrofare cu ceva, eram doar unul care fugise de la o întâlnire, poate că era momentul ei să se răzbune, dar spre surprinderea mea nu a făcut asta. Și dimpotrivă a intrat în jocul părinților pentru a-și face jocul ei. Mi-am dat seama că era o tipă inteligentă, plină de rațiune și cu chiar o personalitate puternică. S-a prezentat, a spus că este ultimul an de liceu la Caragiale, la informatică. Părea o tipă descurcăreață și chiar sclipea la acea masă. De data asta nu avea nici rujul acela negru pe buze, la întâlnire ea era cea care avea acel coș pe nas, doar că și ăsta dispăruse și în schimbul ei era ca o broscuță pupată de un prinț și transformată total.
Mi-am dat seama că are trăsături frumoase, brunetă înaltă, ochi căprui și un ten chiar curat și cu un vibe tineresc și intelectual. Pentru mine era o altă ea. Cea lăsată în urmă pălise, cea actuală era o creație nesuperioară acelei zile de vară fierbinți. Poate că atunci a avut doar o zi proastă și poate că m-aș fi dus cu ea la o întâlnire în cele din urmă. Acum nu mi-arunc prietenul sub roțile vremii, doar că el în momentul ăla nu făcea parte din consultația asta la masa părintească. În cele din urmă ne-am intrat în roluri, ne-am prezentat cât mai drăguț posibil, am mai făcut și noi câte o glumă când discuția permitea și în cele din urmă am hotărât să ne retragem în altă cameră. Mai mult am fost trimiși de părinți să stăm separați. Problema era fratele ei, care, sincer, nu-mi displăcea, dar nici nu doream să vorbesc cu el toată seara. Știam că aveam ceva de rezolvat, că venise vremea să închei niște socoteli. În timp ce vorbeam cu frasul despre cărți, filme, ea studia mica mea bibliotecă și colecția de casete video, audio, CD-uri, ce mai aveam eu pe acolo, viniluri. Era destul de tăcută și trecuse pe modul de observare. Până la urmă, tipul ăsta s-a dus în sufragerie. Era un film și pe la Pro TV, probabil Armă Mortală, pentru că dacă vă aduceți aminte, de fiecare dată când venea cineva în vizită, era genul ăsta singur acasă sau Armă Mortală pe la televizor. Și a rămas hipnotizat de film. Dacă îi dai unui copil un Pepsi și un platou de fursecuri, va rămâne acolo o perioadă destul de lungă de timp. Am aflat că ea era fecioară. De pildă, chiar și atunci știam câte ceva despre zodiac. Mama studia astrologie și mai îmi spunea anumite chestii despre zodii. Horoscoapele din ziare nu prea mă interesau, nu sunt de acord în totalitate cu cei care fac predicții astrologice săptămânale, mai ales că există atâtea tipologii, hărți astrale, natale, întâlnite până în prezent, care mi-au format o altă opinie despre ce înseamnă cu adevărat astrologia. Numerologia îți dă un alt fel de rulare a programelor umane, în fine. Doar că știam ceva despre fecioare, pentru că sunt acele semne destul de critice, așa că mă puteam aștepta la ceva neplăcut. Partea bună este că lor le place să analizeze totul. De multe ori sunt instabile dacă au o educație. Nu au o educație corespunzătoare și de asta majoritatea devin perfecționiste în tot ceea ce fac, iar ea avea acea privire pătrunzătoare ce doar fecioarele o au, nu știu ce ascendent avea pentru că în cele din urmă a dispărut din viața mea, până să mă apuc eu de astrologie la un nivel mai profund și nici nu mai rețin perfect data ei de naștere. Am avut timp în seara aia să ne cunoaștem și după ce mi-am cerut scuze a fost chiar începutul unei prietenii destul de plăcute, o prietenie ca în filme. Ne întâlneam la fiecare eveniment când familia noastră se vizita. Ne întâlneam ocazional în weekend și chiar ieșeam uneori la filme, ne auzeam la telefon, ascultam același gen de muzică, împărțeam idei, treburi simple, specifice acelor timpuri. Doar că la un moment dat știu că a luat-o în altă parte, a trecut la revistele Bravo și încerca să se îmbrace foarte adecvat. S-a dus mai mult pe partea asta de Beverly Hills, Melrose Place, probabil și plăceau genul ăla de seriale și goticul din ea se disipa. Am fost prieten o bună bucată de timp până ce și-a găsit un job prin Australia și a plecat, iar apelurile s-au oprit, întâlnirile noastre au încetat și prietenia noastră de asemenea. Cred că au trecut și în jur de 15, 14, 15 ani de atunci. Doar că ea a fost una dintre prietenele mele din acel moment în care
Am discutat pe tot felul de teme, era o prietenie firească de bun gust, în care mi-am dat seama că pot deveni chiar prieten cu sexul opus. Niciodată nu ne-am pus problema de a avea o relație împreună, iar asta cred că m-a ajutat. Ea m-a ajutat să mai mult să înțeleg o anumită tipologie de om, să aflu anumite secrete și să pătrund în imaginația unei femei, fără perdea, dar și fără așteptări. Probabil că și ea a învățat treaba asta de la mine, să intre în partea asta opusă ca un yin și yang. Și chiar la un moment dat, prin 2010, am pictat-o în nuanțe întunecate, alb și negru, cum mi-am adus-o eu aminte la acea întâlnire, roșiatică, simplist, gotic, cu un aer de vedet. Oricum, acel tablou la momentul actual se află pe peretele altcuiva. Iar când pictez, încerc să transpun idei, gânduri și emoții, încerc să mă transpun în acele momente. De multe ori nu știu cum trec orele, într-adevăr, iar când termin un portret sau un tablou, mă simt destul de golit, dar și înrenoit în același timp, ca și cum nu mai trebuie să acumulez în mine toată presiunea și să o las spre manifestare în altă parte. Pot spune în continuare că arta mă liniștește destul de mult, mă ajută în perioadele tensionate, este o meditație activă ce transpune toate acele emoții care sunt acumulate și îți oferă la final o claritate mentală. M-am gândit să vă ofer și această mică întâmplare din viața mea. Clar s-au întâmplat niște aspecte planetare la acel moment care practic mi-au oferit o prietenie de câțiva ani cu o fecioară și am avut ceva de învățat să transmit mai departe. Sper că și această mică emisiune vi se pare drăguță și poate voi mai face pe viitor, desigur, dacă voi avea suficiente like-uri și suport în această direcție. Să aveți o săptămână cât mai bună, pe curând, numai bine!